Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lumință Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Astăzi îl avem invitat alături de noi pe domnul deputat Sorin Vrăjitoru. Bine ați venit! Bună ziua, bun găsit și mulțumesc pentru invitație! Nu ne-am mai văzut cam de multicel? De aproximativ 3 luni de zile. Cam de 3 luni. De când România a trecut prin nebunia asta cu pandemia, am trecut printr-o situație dificilă. Ce ați mai făcut în această perioadă? Da, am trecut prin starea de urgență, starea de alertă. Suntem în starea de alertă pentru câteva zile. Alertă, da, îmi țin minte că eram invitat la dumneavoastră aici în studio și în momentul în care s-a luat decizia declarării stării de urgență, nu am reușit să mai facem emisiune, am plecat la București și totuși totul s-a întreptat. Așa a fost să fie, ați fost ultimul invitat și se pare că repornim cu dumneavoastră activitatea, sunteți primul invitat după reluarea activității. Am înțeles că aveți noutăți cu pasajul de la Drajna? Da, întâi vreau să felicit astăzi fiind 1 iunie, vreau să transmit un mesaj de felicitare pentru toți copiii din România, să le doresc o copilărie plăcută și frumoasă și să se bucure de ea. Acum revenind la lucruri de oameni mari, dați-ne informații despre pasaj. Da, sunt extrem de bucuros că pot să aduc o veste foarte bună călărășenilor și nu numai. Pasajul de la Drajna, acel pasaj de la Drajna în care se creează acele ambuteiaje și ne-a creat de-a lungul acelor 30 de ani multe probleme. Știți foarte bine și fac o paranteză, este un proiect de suflet al meu care în februarie 2019, în momentul în care s-a votat bugetul de stat, am fost prezent în Comisia de Specialitate și am depus un amendament și am aici amendamentul și poate o să vorbim și de el. Pentru finanțarea acestui pasaj extrem de important pentru noi, pentru județul Călăraș. Câte șanse vi se dădeau atunci, când ați depus? Foarte mici. Deci nimeni nu credea că pot sau o să reușim să ducem spre final acest pasaj. Inclusiv am făcut o conferință de presă la sediul PSD aici la Călăraș cu toată presa călărășenă și a fost și Antena 3 a fost invitată. Mulți au zâmbit în momentul în care am prezentat acest proiect, mi-au spus că nu am șanse, că este foarte greu de realizat, că nu s-a făcut până acum nimic 30 de ani. Eu am crezut în șansa mea și în posibilitățile mele și tenacitatea de a merge pas cu pas pentru acest pasaj. Astăzi când vorbim, avem toate studiile făcute, avem toate avizele luate, au fost aprobate săptămâna trecută indicatorii tehnico-economici. Ce mai rămâne de făcut? Caietul de sarcini și scoate la licitație. Deci există posibilitatea ca în termen de 5-6 luni de zile, eu zic că în toamnă, practic să punem cazmaua, cum se spune în termen popular, la acest pasaj. Din punctul meu de vedere, este primul proiect, eu nu am cunoștință ca în ultimii 30 de ani în Călăraș să se realizeze din punct de vedere al infrastructurii rutiere un pasaj. Un proiect atât de mare, o anvergură atât de mare. Un proiect atât de tip Greenfield, luat de la zero, care să deservească județele care sunt limitrofe județului Călăraș. Exact asta voiam să vă spun, pentru că pasajul, de acest pasaj, nu vor beneficia doar călărășenii, vor beneficia și cei din Slobozia, cei care vin din partea Buzăului, Brăila. Exact. Toată partea de... Și face legătura cu autostrada, deci este un proiect foarte important. Este extrem de important, repet, nu numai pentru noi, pentru călărășeni, și pentru partea de sud-est a României. Deci în toamnă, dacă totul decurge normal? Dacă nu vor fi celebrele contestații care se amână declararea unui câștigător, există posibilitatea tehnică ca spre sfârșitul toamnei să începem lucrările la acest pasaj. Termenul de finalizare și poate dacă doriți să intrăm în câteva amănunte cu acest pasaj, îl știu pe din afară, fiindcă v-am spus, am luat pas cu pas și am luat fiecare aviz, unde se ne împotmoleam, mergeam, vedeam despre ce este vorba, de ce nu ni se dă. Că au fost multe, au fost Transgazul, CFR-ul, cât de greu a fost? Păi pot să vă spun că aproape la 2 săptămâni eram pe la vreun minister. Eram la minister și întreba ce căutam. Dom'le, avem o documentație cu pasajul, cu Drajna, cu Călăraș. Când început să mă știe, domnul deputat de la Călăraș, da, cu pasajul. Și au trebuit să fac anumite
companii să treacă acest pasaj și avizele pe care au fost emise să le treacă prin Comitetul Tehnic Economic de la fiecare minister. Unele erau la 30 de zile, se țineau la 30 de zile aceste CTE-uri. Le-am spus că nu este posibil, este un proiect major de interes național și nu avem posibilitatea, nu mai putem să stăm încă, să mai așteptăm încă 10-20 de ani până când vom avea noi toate avizele să realizăm acest pasaj. Unii au înțeles, alții au înțeles mai puțin, dar cert este că am reușit practic din februarie 2019 până săptămâna trecută, cât sunt 15 luni. Și un pic. 15 luni, având în vedere că a fost și partea cu COVID-ul. Pandemia. Cu pandemia și nu am putut să ne mișcăm așa cum eram noi obișnuiți. Eu zic că este un termen extrem de scurt, în care s-a reușit și studiul de prefezabilitate și fezabilitate și avizele luate și suntem astăzi cu indicatorii tehnico-economici aprobați. Deci dacă îți dorești ceva cu adevărat, poți să realizezi. Se poate realiza, dar vă spun, cu multă muncă și uneori și cu puține dezamăgiri de faptul că cei din jurul tău nu îți dădeau nicio șansă și au fost oameni care au pus și au crezut în acest proiect și Direcția Regională de Drumuri și Poduri de la Constanța, pe care public vreau să le mulțumesc că au fost un partener în acest proiect și practic ei au dus greu acestor documente, au înțeles necesitatea acestui pasaj și au făcut și ei tot ce s-a putut pentru a duce cu celeritate la bun sfârșit aceste documente și aceste avize. Chiar dacă ați trecut printr-o perioadă grea, cu multă alergătură, și satisfacția va fi foarte mare în momentul în care veți vedea lucrările începute. Când vom vedea lucrurile începute, da, atunci pot să mă declar mulțumit, atunci îmi iau mâna, cum s-ar spune, după el și rămâne decât constructorul să-și ducă la bun sfârșit contractul pentru finalizarea acestui pasaj, dar o să informez și le spun de acum, voi fi extrem de atent și vehement ca acest pasaj să se realizeze în termenii contractuali. Din studiul de fezabilitate a reieșit că erau două variante pentru acest pasaj. Varianta construirii pe grinzi de beton și varianta construirii pe grinzi de oțel. Pe grinzi de beton perioada de construire este de 18 luni, pe cea de grinzi de beton costa și mai scump și era de 24 de luni. Comitetul interministerial care s-a întrunit acum două săptămâni, dacă nu greșesc, a ales varianta mai ieftină și mai scurtă ca și perioadă și vreau să le mulțumesc pe această cale că și dânsii au înțeles necesitatea și oportunitatea acestui pasaj. Deci în termen de 18 luni de la începerea lucrărilor, Au termen de finalizare și am putea chiar să folosim acest pasaj, să traversăm pe el. Mai există o posibilitate tehnică și procedural și legislativ. Am modificat în Parlamentul României legea. În momentul în care constructor și există posibilitatea tehnică și timpul îl lasă și există și forța necesară a accelerării acestor obiective de interes național, să poate să existe și al treilea schimb, să lucreze și noaptea cu bonificațiile financiare necesare, cu reglementările în vigoare și în concordanță cu legea și să accelereze aceste lucrări. Ați depus acest proiect pe vremea când la guvernare era un guvern PSD. Credeți că veți avea susținere din partea guvernului PNL? Vi se vor pune piedici sau ei acum au aprobat? Practic, și clar au declarat că va fi o prioritate și pentru guvernul PNL acest obiectiv de investiții. Ce a fost mai greu a trecut? Deci ce a fost mai greu? Deci partea de avizare, de hârțogăraie? Hârțogăraie, avizare, studii de prefezabilitate, fezabilitate, toate avizele, repet, avem toate avizele luate, nu avem de ce să ne mai împiedicăm, decât scoaterea la licitații a acestui obiectiv important. Eu nu văd ceva ce să ne împiedice în realizarea acestei și vă spun și le-am promis că la reșinul că mă ocup de acest pasaj și îmi duc promisiunea la capăt. Știți chiar dacă... Chiar dacă am intrat în Parlament un pic mai târziu și am 2 ani și jumătate de că sunt deputat de Călăraș. Și
Da, fac, pe 4 septembrie fac 3 ani de sine. Știți ce nu înțeleg foarte mulți politicieni? Că acest pasaj nu este pasajul deputatului Sorin Vrăjitoru. Dacă ați făcut un efort și dacă ați făcut mai multe demersuri, le-ați făcut pentru Călărășeni. Absolut. Atunci ar trebui, indiferent de culoarea politică, să se unească toți politicienii și să ducă acest obiectiv la bun sfârșit. Da, eu le mulțumesc dacă pentru sprijin, dacă vin alături de mine și mă susțin. Mi-aș dori foarte mult ca și ceilalți colegi ai mei să pună umărul, să dăm drumul și la alte proiecte de interes major pentru noi, pentru Călărașca. Vedeți, și sunt din Călărășeni, sunt născut, crescut aici, sunt singurul deputat de Călărași care s-a născut, crescut aici. Și pe unii nu prea îi interesează. Au venit, au luat mandatul de aici și au plecat la București. E interesat decât mandatul de deputat. Ei nu vin aici acasă, nu vin vinerea aici, la părinți, la prieteni, la... Și poate că și de asta orașul și județul nostru de 30 de ani este într-o stare și într-o, pot să spun eu și fără să mă feresc de acest termen duri, într-o stare de involuție economică și socială accentuată. Trebuie să recunoaștem că asta este la noi la Călărași, și un județ cu un potențial enorm. Și într-o analiză SWOT pe care am făcut-o în momentul când eram consilier județean și planul de dezvoltare al județului Călărași, strategia de dezvoltare al județului Călărași, am fost președintele acestei comisii de elaborare și dezvoltare acestei strategii împreună cu cei din Consiliul Județean și vreau să le mulțumesc comisiei și colegilor de consilieri care am lucrat la această strategie de dezvoltare. Ne oferă multe oportunități. Acest județ oferă multe oportunități pentru dezvoltare. Ne traversează autostrada aproximativ 80 de kilometri pe teritoriul județului. Avem 3 puncte de descărcare, Fundulea, Lehliu și Drajna, ca și noduri de autostradă. Avem agricultură, avem apă, avem port. Suntem la granița aici, cu Bulgaria. La granița cu Bulgaria. Avem cât de cât avem industrie aici. Și nu înțeleg de ce totuși suntem pe ultimele locuri ca și dezvoltare economică. Da. Nu este în regulă ceea ce se întâmplă. Și poate că în ultima fază sau semnalul de alarmă ar trebui tras către clasa politică. Din punctul meu de vedere, nu au făcut ceea ce trebuia pentru orașul, pentru județul ăsta timp de 30 de ani. Și poate că a venit vremea să schimbăm generațiile în politică și aici la Călărași. Să aducem oameni noi, oameni tineri, oameni cu viziune, fiindcă principala calitate a unui politician este să ai viziune de dezvoltare. Atât timp cât noi politicieni sau noua generație are dorință de a munci și a dezvolta acest județ și să fie călărășeni, haide să-i lăsăm să-i punem la treabă. Așa cum ați spus dumneavoastră, proiectul de suflet acesta cu pasajul de la Drajna l-ați dus, să spunem, la bun sfârșit. Partea dumneavoastră, implicarea dumneavoastră s-a cam terminat. Ei doar trebuie să-l scoată la licitație și să demareze lucrările. V-ați ocupat de toate avizele, v-ați ocupat de toate hârtiile necesare demarării acestei lucrări. Ați creionat un nou proiect? Cam la ce vă gândiți? Vă gândiți la dezvoltarea județului pe partea de agricultură? Sau unde credeți că ar trebui intervenit în momentul ăsta? Aș merge un pic mai departe și poate că mandatul meu de parlamentar se termină în decembrie. Nu știu dacă voi mai câștiga un alt mandat sau... Veți mai candida? Sau, da, îmi doresc... Vă doriți? Îmi doresc să candidez la o funcție tot la parlament sau la o altă funcție aici la Călărași. Mm-hmm. Încă sunt... Deci ne pregăti surprize. Încă s-ar putea să fac o surpriză. Dar... viziunea mea de dezvoltare cu acest pasaj și vreau să fac mențiunea în momentul în care am demarat acest pasaj, una din condițiile sine qua non, pot să spun care a fost, acest pasaj să fie construit pe 4 benzi. Spun că pe 4 benzi și așa este în proiect și așa o să se construiască datorită faptului că DN21 care leagă Călărași și pornește de la stația Petrom la ieșire spre Drajna până la Ialomița, la Slobozia și până la Brăila este DN21.
Acest drum național trebuie cumva integrat într-un sistem național și european de drumuri. Deci, într-un fel sau altul, îi veți forța să facă și DN-ul tot cu patru benzi. Asta încerca să... Gândirea a fost în felul următor, că nu puteam să cer guvernului atunci, guvernului PSD, să facem noi patru benzi de la Călăraș la Brăila. Probabil nici nu vor fi aprobat. Probabil, deci investiția este considerabilă și ar fi durat foarte mult. Și atunci am gândit altfel strategia. Am zis, hai să facem pași mărunți, să facem pasajul pe patru benzi, da? Că ulterior îi forțăm indirect să mergem cu patru benzi, cu drum expres de N21. Mai ales în contextul în care lucrările și tot guvernul PSD a aprobat și se lucrează la podul dintre Brăila și Tulcea, fiindcă acest DN21 o să meargă până la acest pod și vom interconecta toată partea de nord, Brăila, Tulcea, Călăraș, Dunăre și partea din Bulgaria. Deci gândirea a fost un pic avansată, dar am luat-o un pic cu pași mărunți ca să putem să gândim ceva pentru dezvoltarea acestui și pe termen lung. Dezvoltarea pe termen lung. Și dezvoltarea pe termen lung. Vreau să completez aici fostul ministru al transporturilor Răzvan Cu, care mi-este și prieten, a acceptat atunci și următorul pas. DN21 este inclus într-un drum transregio și o să avem aici pe hartă, o să exemplificăm pe această hartă, sunt 124 de kilometri până la Brăila și pentru acest drum. Cred că există această posibilitate ca în viitor să ducem acest drum pe segment, să le facem pe segment, să ducem la patru benzi. Avem o curiozitate, dacă îmi permiteți. Tot vorbim despre proiecte de anvergură. Știți că din 4 în 4 ani apare acest subiect cu portul. Toată lumea îl folosește în campanie, nu cu portul, cu podul peste Dunăre. Toată lumea îl folosește în campanie electorală, că se va face, că nu se va face. Până la urmă, acest proiect a fost abandonat. Ce se mai aude despre acest pod? Avem vreo șansă în viața asta să vedem pod peste Dunăre? Este un subiect extrem de important și nu ar trebui să-l luăm așa. Mulți politicieni de aici, de la noi, din Călăraș, îl iau așa, în râs, așa, le iau în glumă acest pod. Este un obiectiv extrem de important pentru, nu numai pentru noi ca județ, pentru țară, fiindcă acest pod ar scurta drumul către partea asiatică, către Turcia, ar lega partea de nord a Europei, țările Baltice, Ucraina, Polonia. Și din câte știu eu, din studiul care a fost făcut, fiindcă au fost făcute niște studii de prefezabilitate, s-ar scurta drumul către Turcia în jur cu de vreo 200 și 300 de kilometri, ceva, dacă nu greșesc. Dar acum podul peste Dunăre nu este realizabil și nu sunt intenții de a fi realizat. Ne mințim singuri și nu vreau să dau speranțe de șarte călărșenilor. Mi-aș dori foarte mult să putem să punem umărul la acest pod. Poate că următoarea guvernare, poate că următorul exercițiu bugetar financiar al Uniunii Europene ne va permite, și aici fac o paranteză, acest pod a primit agreement-ul Uniunii Europene pentru construire. În momentul în care la guvernare era și prim-ministru, era Victor Ponta, a venit aici la Călăraș, ne-a comunicat că există o înțelegere scrisă și cu partea bulgară pentru construirea acestui pod la Călăraș. Nu s-a mai făcut nimic, el poate fi construit, repet, cu banii europeni. Din câte știu eu, atunci s-a avansase și o sumă în jur de vreo 250 de milioane de euro ar costa acest pod. Nu este o sumă mare pentru România, doar că trebuie decizie politică. Dacă toată lumea a fost de acord că acest obiectiv este esențial și ar fi foarte bine să se facă, unde ne împotmolim? În politic ne împotmolim? Da, trebuie luată o decizie politică și toți parlamentarii de la Călăraș, și repet aici,
ar trebui să avem parlamentari călărășeni, că în momentul atunci își dau mâna cu toții să meargă la guvern, să spună noi nu plecăm de aici până când nu vom face pod la Călăraș. Da? Și atunci n-au ce să facă. N-au ce să facă. Trebuie într-un fel sau altul să demarăm acest proiect major pentru noi, pentru călărășeni. Exact ce am spus un pic mai devreme. Trebuie să depășim mentalitatea. Este proiectul deputatului sau proiectul senatorului. Nu, fiecare ar trebui să meargă și să acceadă fonduri și să aducă ceva pentru binele călărășanului. Că până la urmă călărășanul este cel care te-a votat și te-a trimis acolo. Absolut corect. Știu că faceți parte și din Comisia de Agricultură. Ce reglementări legislative care să vină în sprijinul fermierilor au mai fost adoptate în ultima perioadă? Chiar dacă a fost această perioadă de stat obligatoriu în casă, cu starea de urgență, starea de alertă, noi la Parlament am lucrat inițial de acasă, online, și fizic de 3 săptămâni de zile eu merg la Ați Parlament. Ați reluat activitatea. Da, merg la Parlament, nu suntem foarte mulți care mergem. Comisia de Agricultură, noi lucrăm în Comisia de Agricultură și în plenul Parlamentului. Iar ca noutate pentru fermieri, împreună cu câțiva colegi de ai mei, am făcut o lege pentru despăgubirea efectelor provocate de secetă. După cum bine știți, județul nostru, pe lângă județul Constanța, Brăila, Tulcea, Ialomița, puțin și din Buzău, au fost afectate de o secetă cruntă, o secetă extremă. Vorbeam cu specialiștii din domeniu, eu sunt și deputat la Comisia de Agricultură, de circa 30 de ani nu a mai fost asemenea secetă. Problema este că a fost secetă nu neapărat în toamnă, culturile au fost însămânțate bine, au vegetat, dar noi am avut secetă în iarnă. Nu au existat precipitații în această iarnă. Nu au existat precipitații, nu am avut zăpadă, în primăvară nu a plouat și fermierii nu au avut ce să facă decât să declare calamitate în proporții de 80%, aproape 100% suprafețele însămânțate cu grâu și practic să întoarcă cultura și să semene porumb floarea soarelui. Este un an extrem de greu pentru fermieri. Tocmai de aceea noi în Comisia de Agricultură am venit cu o inițiativă legislativă care să-i ajute. În acest sens le dau o veste bună. În corpul legii am inserat faptul că la cerere ei pot să depună documente către sistemul bancar și sistemul de leasing să le amâne ratele la bancă și la leasing cu până la 18 luni. Ați spus că fermierii au întors cultura. Să înțeleg că cultura de grâu a fost cea mai afectată de această... Cultura de grâu, cultura de orz și cultura de rapiță. Bine, au luat decizii punctuale fiecare fermier în parte, dar unii au preferat săriște să întoarcă cultura, alții au preferat să o lase și să facă 1000 și ceva de kilograme cât face la hectar, fiindcă și dacă întorci cultura, riscurile sunt extrem de mari. Pe lângă faptul că nu mai câștigi nimic de pe acel sol, dar mai faci încă o cheltuială în plus. Da? Iar sămânță, iar consum de combustibil și dacă există secetă și acum în primăvară sau spre vară și nu faci nici cultură de grâu sau cu cultură de porumb, ce faci la toamnă? Mai mult decât atât, se pune problema și serios de unde vom avea sau de unde vor avea sămânță pentru însămânțat la toamnă. Sămânța se pare că pe zona la noi este extrem de puțină și sunt probleme. Dacă am vorbit despre secetă, ce ne puteți spune despre sistemul de irigații? Nu-i poate ajuta? Sau... Sistemul de irigații, știți foarte bine că a fost sau s-a început în momentul în care Partidul Social Democrat a venit la guvernare și am făcut un buget pe 4 ani de zile, 2016-2020, de un miliard de euro. Pe o planificare multianuală. S-au investit, din câte știu eu, în jur de vreo 400 de milioane de euro
refacerea sistemului de irigații, și aici mă refer la stațiile de repompare, pompare și repompare, inclusiv betonarea canalului de irigații. Aici pe județul Călăraș, aici ne interesează stația de la 388 de la Ciocănești, care deservește în jur de 78.000 de hectare de teren agricol. Este aproape refăcută complet și domnul ministru Daia, atunci când a venit la Călăraș și împreună cu conducerea Partidului Social Democrat, multora nu le venea să creadă că vom reporni sistemul de irigații. A fost refăcută stația de la Mihai Viteazu, este în proporție de 90% și e refăcută, dar mai sunt multe lucruri de făcut pentru a aduce apă pe canal pe toate stațiile de pompare, în cele trei stații de pompare. Dar irigațiile nu vin să ajute fermierii decât în momentele critice. Nu pot să asigure toate fenofazele, toate etapele de dezvoltare a culturilor timp de 6-7 luni de zile. Repet, situația care nu ne-am confruntat de foarte mult timp este faptul că în iarnă nu am avut precipitații. Dacă avem culturile afectate, ce ne puteți spune despre această parte de import în domeniul agriculturii? Aici, din păcate, și vă spun așa cu o strângere de inimă, noi am ajuns sau suntem în situația în care exportăm marfă brută, exportăm grâu, porumb, floarea solului, produse neprocesate și importăm produse cu valoare adăugată, în loc să le facem noi în țară. Și vă dau câteva exemple. Importăm produse de panificație, dacă vă fine să credeți, de peste 500 de milioane de euro. Importăm produse lactate procesate de peste 400 de milioane de euro. Importăm produse procesate din carne de peste 100 și ceva de milioane de euro. Importăm fructe și legume, și aici nu vine să... de peste 1 miliard de euro. Deci nu se poate, trebuie să găsim soluția necesară și suficientă să terminăm cu așa ceva. De ce nu sunt produse în țara noastră? De ce fermierii nu își pot vinde marfa la noi în țară? Există mai multe cauze. Fermierii vor să facă așa, acest lucru. Fermierii, în schimb, trebuie să ajutați, fiindcă aceste investiții sunt extrem de costisitoare. Vă dau un exemplu. Ca să poți să faci un proiect integrat, să faci o fermă pentru suine, pentru porc, pentru pui, avicol. Deci, fără un proiect de peste un milion și ceva de euro, nu poți să integrezi această producție. Dar nu pot fi accesate fonduri europene pentru astfel de proiecte? Fondurile europene pe aceste proiecte au fost, dar au fost subdimensionate, nu au fost la valoarea solicitărilor de către fermierii români. Deci numărul solicitărilor a fost mult mai mare. Este extrem de mare. Deci fermierii români sunt oameni muncitori, oameni harnici, vor să integreze producția, vor să facă valoare adăugată, dar trebuie să ajutați. În acest sens, și am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, de cele două legi pe care Comisia de Agricultură le-a făcut în Camera Deputaților. Vorbim de ajutorul pentru reproducție la porc și la pasăre. Se merge până la o valoare de aproape 90% nerambursabil. Cele două legi au fost un pic ținute pe la sertar de președintele României, au fost trimise la Curtea Constituțională că sunt neconstituționale, au fost trimise la Bruxelles că este ajutor mascat de stat, cu toate că noi am notificat Comisia Europeană că facem legislație pentru fermieri. În sfârșit, astăzi ele sunt în vigoare, mai trebuie să date câteva ordini de ministru și ele se poate să intre în vigoare și fermierii se poate să acceseze aceste două măsuri. Despre politica agricolă comună 2021-2027? Politica agricolă comună, la Bruxelles se discute bugetul noului PAC, noului exercițiu bugetar financiar 2021-2027. Statele membre, inclusiv România, au cerut o alocare financiară suplimentară și în contextul acestei pandemii cu coronavirus. Încă se discută bugetul. Știți foarte bine că prin ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar a lăsat un gol la bugetul Uniunii Europene de 13 miliarde de euro. Acești bani trebuie cumva suplimentați și puși din alta parte și sperăm că
noua politică agricolă comună să ofere cadrul necesar și suficient financiar ca țara noastră să obțină acele fonduri necesare dezvoltării agriculturii din România. Aici se încheie emisiunea noastră. Domnule deputat, vă mulțumesc pentru prezență și vă mai așteptăm cu noutăți. Mulțumesc și o zi plăcută vă doresc și la revedere!